părere aveți voi, dar mie mi se pare că ochelarii ăștia îmi dau un alt vibe. Am fost și mi-am pus lentile, de fapt a fost sora mea și a pus pentru amândouă lentile de ochelari de vedere. A fost cu rețetele frumos și au fost gata foarte rapid, așa că am început să-i port. Îi am și pe ceilalți în continuare, să știți, însă aceștia mi se par minunați. Nu sunt scumpi la Lentiamo pe site, am impresia că sunt 220 de lei, dar merită fiecare bănuș, cel puțin mie așa mi se pare. Mi-au schimbat total înfățișarea, zici că sunt alt om, tare mult îmi plac. Bine, să vedem cât o să mă țină, că eu mă plictisesc repede în momentul în care port un lucru zilnic. Dar da, aștept părerea voastră să-mi spuneți cum vi se pare. Avem astăzi tot un haul, am fost la niște cumpărături, avem nevoie de ceva de îmbrăcat, am trecut și prin Pepco, am fost și în BBT, aveam nevoie de câteva lucrușoare, chiar acum ne-am întors de la cumpărături, așa că am spus să eu deschid camera și filmez ca să fie materialul pregătit. Este sâmbătă astăzi când filmez eu, voi o să-l vedeți vinerea următoare, cred că 2 iunie va fi când o să filmez eu, când o să postez acest videoclip pentru luni. Ați văzut deja holul Notino, care sper din suflet că v-a plăcut. Doamne sfinte, vreau să spun multe lucruri și îmi ies aberații pe gură din nou. Dar da, în ultima perioadă o să vedeți multe holuri pentru că am făcut ceva cumpărături și știu că vă plac. Hai să începem cu BBT-i, fetelor. Am aici punguța, să nu mai lungesc eu vorbăria, că dacă mă lăsați să vorbesc, eu vorbesc mult și deseori mult și prost și fără rost. Am luat încă un Sano Maxima Pure Sensation Floral Touch. Este noua mea obsesie pentru casă. Îl folosesc în disperare. Celălalt o să-l vedeți în empties curând. Două beri dintre acestea fără alcool îi plac soțului, de la Bundaberg. Bere cu ghimbir, sper că zic corect. Bundaberg, da? Două, la fel. 10 lei este una, iar acesta a fost 17,50 lei. N-am luat multe lucruri din BBT, doar ce aveam nevoie. Eu de obicei cumpăr ce am nevoie, nu fac excese, că n-are rost. Tot soțul și-a luat vitamina D3 efervescentă, el bea dimineață vitamine din astea efervescente, nu bea cafea, așa că bea din astea. Iar eu aveam nevoie pentru că l-am terminat, nu l-am mai cumpărat și am început să am din nou probleme și mi-am luat Novofan K pentru mătreață și descoamări severe ale scalpului. În ultima perioadă pe sistem nervos am făcut și răni în cap efectiv. Iar ăsta știu sigur că mă scapă, acesta a fost 39 de lei, tot voi mi-ați spus de el aici pe YouTube și vă mulțumesc pentru asta, m-a ajutat și mă ajută foarte mult. Asta am luat din BBT, 86 de lei, 50 au fost toate, le pun înapoi în punguță și după aceea mă duc eu să le pun pe la locurile lor, sper să nu dau nimic de pământ. Am fost și prin Pepco, așa cum vă spuneam, și am luat, dacă nu dărâm eu ceva și dacă nu aberez, nu mă simt bine. Și am luat, să vedem, pentru la țară a luat soțul meu niște morișcuțe din astea, foarte drăguțe sunt. Mama se bucură de fiecare dată când mergem și îi ducem chestii din astea de grădină. Uite așa arată, am luat 3. Foarte drăguțe sunt și când bate vântul se văd foarte frumos. Aici am luat o lampă solară, tot pentru grădina. Când nu merge la țară, le ducem și mama este în culmea fericirii, repet, când îi duc chestii de grădină. Ce mai avem aici? Două, ce sunteți voi? Lumânărele pentru recipientul acela de ceară cu aromatizator, zici că le mănânc pe astea, imediat se duc. Și am luat varianta aceasta cu pepene, văd aici, pepene și încă ceva o fi. Miros drăguț, acestea nu fac minuni, ceara trebuie să miroasă frumos. Și, da, se simte, uite, trandafir. Aceasta este cu trandafir și se simte super, super bine. Așa arată, tot timpul iau din Pepco, 6,50 lei sunt acestea. Iar aici am luat să sortăm ciorapii de vară, de cei de primăvară, șosetele.
o cutie dintre aceasta, foarte drăguță mi s-a părut, 13 lei a fost ea și scrie Tutul Chachos. În fine, așa arată, 13 lei și o să sortăm ciorapii, pentru că noi avem ciorapi, fetelor. Stați că pe astea le pun direct pe jos. Avem ciorapi cât pentru 10 persoane. Mama ne cumpără întotdeauna ciorapi și s-au strâns o mulțime. Și de vară, și de iarnă, și de toate pentru toți. Stați să pun astea pe jos. Sper că nu le-am stricat. Ca să am loc pentru ce urmează. Și anume, Kinsei. V-am spus eu de... Să mă dau mai în spate. V-am spus eu că am primit de ziua mea de nume niște bănuți atât de la ai mei cât și de la soț. Și am fost în Sinsei și mi-am luat ceva lucrătoare. Soțul și-a luat și el o pereche de blugi. Mă scuzați că vă foșnesc așa. Mă scuzați. O pereche de blugi. Normal, subțirei, de lui nu-i plac ăștia skinny strânși jos, iar ăștia nu sunt chiar atât de strânși, cred că sunt straight ceva, men's collection, da, nu-mi dau seama. Au fost 59,99 de lei, sunt foarte accesibili și au o calitate foarte bună, sau cel puțin așa ni se par nou, nu trebuie să dai 500 de lei pe o pereche de blugi ca să fie buni, zic eu. Asta a fost ce și-a luat soțul. Ce mi-am luat eu? O să vă las și fotografie pe aici, pe ecran, pentru că am făcut în cabina de probă. Vânez de foarte mult timp blugii ăștia. Este vorba de o pereche de mom jeans roz. Un roz superb, fetelor. Uite așa. Este superb rozul ăsta. Eu mai am o pereche de blugi roz, dar un roz mai țipător din H&M de vara trecută, evazați, pe care nu i-am purtat niciodată. O să încep să-i port de vara asta. Mie îmi place ceva, îi cumpăr și după parcă nu mă regăsesc sau mi se par puțin deplasați, nu-i mai port, am eu piticii mei. Dar vara aceasta o să-i port, deși o să-i cam târî pe jos sau o să-i duc la o croitorie să-mi scurteze un pic jos. O să văd. Dar rozul ăsta Barbie este absolut superb. Au fost, mi-am luat mărimea 38, 79, 99, sunt 38 și sunt un pic lărguți, dar eu prefer să-mi fie lărguți, să nu fie strânși pe mine, că nu-i mai suport pe aia stil colant, strânși pe mine, nu mă mai regăsesc în ei. Uite așa arată, sunt ceva superb. Vedeți fotografie pe ecran pe aici, de asta dacă nu v-am lăsat deja fotografia. Și la sorte, să se potrivească cu blugii, mi-am creat așa o ținută de vară. Am luat tricoul acesta, mărimea M, care este și el foarte lărguț. Uite așa arată cu fata asta, cu un aspect foarte boho așa. Dar mi s-a părut foarte drăguț. A fost 29,99 și am luat mărimea M pentru că nu mai avea decât L și XL. Poate aș fi luat un S la el pentru că este lărguț. Dar mi s-a părut foarte drăguț. Atât mie cât și soțului și s-a potrivit foarte bine în ținută. Iar cireașa de pe tort, pentru că îmi doresc de foarte mult timp o astfel de gentuță, însă nu mi-am luat până acum. Este gentuța aceasta de rafie rotundă, care are, adică stă așa, are, nu știu, nu prestanță, are o formă. Nu-mi plac gențile alea plăștite, sub nicio formă nu pot să le tolerez, alea stil sacoșică. Nu le tolerez pe alea, dar îmi doream așa o geantă pentru vară. Mi se pare că striga vară, țipă vară și o să o port toată vara cu mare drag. Se are feroneria asta, nu e neapărat aurie, așa ceva, inserțiile acestea maronii aici, se deschide, eu zic că e destul totuși de încăpătoare, cred că mi intră portofelul și telefonul, altceva nu o să cărăm chiuveta aici, scrie aici Sinsei pe interior, nu cred că se vede totuși, și da, toată vara o să o port cu mare, mare drag. Da, acestea au fost cumpărăturile, dragile mele. N-am luat foarte multe lucruri, dar am luat fix ce aveam nevoie. Am mai probat o rochiță în Sinsei, o să vă las fotografie și pentru ea pe aici, dar nu mi-a plăcut pentru că era foarte, foarte largă. Mărimea M probasem eu, era destul de largă și pe lângă asta, prin material, mi se părea că se vede și eu nu mă simt bine dacă este
transparent, pentru că eu merg la birou, nu îmi permit să mă duc să mă afișez acolo cu rochii transparente sau până la fund. Da, în fine, piticei mei. Da, acestea au fost cumpărăturile. Ne vedem în multe holuri, din câte puteți observa, în perioade când fac holuri rar și perioade în care se găsesc lucrușoare așa pe care merită să vi le aduc în atenție. Să-mi spuneți ceva plăcut din ceea ce ați văzut aici. Găsiți în magazine tot ce ați văzut, așa că dacă v-a plăcut ceva, puteți merge să vi le luați. Aștept părerile voastre în comentarii și referitoare la ochelari și referitoare la piesele cumpărate astăzi. Vă aștept pe Instagram, pe TikTok, încerc și acolo să dau din coate, deși, repet, nu mă regăsesc în TikTok, dar pe Instagram vă aștept cu mare, mare drag, aici cu un like, un share, un subscribe, un comentariu, ce vreți voi, că știți că ajută, iar până data viitoare vă pup și vă doresc toate cele bune!